Și credincioșii parohiei Slatina Timiș din județul Caraș-Severin și-au sărbătorit ocrotitorii bisericii. Cu prilejul hramului, preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, a resfințit lăcașul de cult. Preasfinția sa a oficiat și Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Dumnezeu a rânduit ca de ziua Sfinților Arhangheli, 8 noiembrie, să venim aici, la Slatina Timiș, și să binecuvântăm lucrările efectuate la această Sfântă Biserică. Dacă în 1947 a fost bucurie mare la târnosirea acestei biserici de către vremnicul de pomenire, episcop al Caransebeșului Veniamin Nistor, cred că și astăzi toată suflarea creștinească din Slatina Timiș, toți fiii și fiicele acestui sat, acestei parohii, s-au bucurat la resfințirea acestei biserici, la binecuvântarea lucrărilor exterioare și interioare și mai ales ne-am bucurat cu toții să vedem renovată Sfânta Masă pe care astăzi am pecetuit-o în numele Preasfintei Treimi. Biserica datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind ridicată în stil baroc în anul 1890. Aici, la Slatina Timiș, suntem o comunitate mică, deși comuna este mare, ortodoxă. Suntem bucuroși pentru acest eveniment deosebit și mulțumim din suflet preasfinției sale, Lucian al Caransebeșului, pentru osteneala cu care s-a învrâncit a veni în această sfântă parohie. Mare bucurie la praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril în această parohie Slatina Timiș, una din cele mai vechi parohii. Este atestată încă din perioada dacică și dacă acest lucru este adevărat, atunci nu putem să nu înțelegem că romanii care veneau de la turnul Severin spre Sarmizegetuza au adus cuvântul lui Dumnezeu și în această cetate care exista pe vremea respectivă. La slujba au participat autorități centrale, județene și locale și un număr impresionant de credincioși. Din partea Consiliului Paroial, în calitate de secretar al Consiliului și cântăresc bisericesc, mulțumim preasfinției sale, Lucian al Caransebeșului, mulțumim și credincioșilor care ne-au sprijinit în refacerea picturii bisericești și am reușit să amenajăm în interiorul bisericii ca să arate foarte, foarte frumos. Nu știu dacă pot să exprim în cuvinte aceste sentimente și de aceea cred că ar fi mai bine să privim în jur și să ne dăm seama ce mare bucurie ne poate oferi această zi tuturor celor din localitatea Slatina Timiș. La final, ierarhul a oferit acte de cinstire ctitorilor și binefăcătorilor lăcașului de cult. Totodată, primarul comunei Slatina Timiș i-a conferit chiriarhului titlul de cetățean de onoare al comunei.